meseria ta există momente diferite în care timpul capătă valori diferite. Timpul dedicat studiului, repetițiilor, timpul de pe scenă. Ce valoare are timpul de pe scenă pentru tine? În clipa în care pășesc pe scenă, într-un fel pătrund în elementul meu. Timpul curge altfel într-o sală de concert. Într-un fel aș putea spune că este abolit. Noi, toți cei care suntem acolo, și artiștii și ascultătorii, cu toții trebuie să renunțe la utilizarea telefonului mobil. Cumva ne despărțim de restul lumii și intrăm într-o altă lume, lumea aceasta a muzicii. Sigur că durata unei piese muzicale poate fi cronometrată, poate fi măsurată cu un ceas, în secunde și minute. Însă, ce se întâmplă acolo, intensitatea trăilor pe care le avem, face ca această curgere a timpului să se schimbe într-un mod foarte dramatic. În clipa în care, ce să zic, este o piesă unde are loc un diminuendo fantastic și aproape că uiți să mai respiri, pot fi câteva secunde care țin veșnicii. O experiență cu totul aparte, cântând, studiind, de fapt, studiind Ciacona de Bach, ca să pot să mă concentrez mai bine exclusiv asupra sunetului, am ales să fac așa un șnur cu ochii închiși. Deci să cânt și să uit de tot ce mă înconjura. Și am trecut prin toate stările acelea, deci am trecut de la minor la major, pe urmă înapoi la minor, deci de la o stare mai tristă la una mai veselă, pe urmă iarăși înapoi o cădere. Și spre surpriza mea, după aproape 20 de minute, când am deschis ochii din nou, afară era noapte. Dintr-o dată m-am simțit așa ca și cum aș fi trecut, aș fi făcut un salt în timp. Categoric, atât pentru, în primul rând pentru noi, pentru artiști, timpul curge altfel acolo pe scenă și dacă reușim să îi luăm cu noi și pe cei care sunt în sală, atunci pentru noi toți timpul capătă o altă valoare. Și ne trezim așa cu toții într-un fel de plutire indefinită care face parte din muzică. Cânți la o vioară celebră, un Stradivarius de la 1702. Cum trebuie să te adaptezi pentru a cânta la o astfel de vioară? Cere cumva un regim special? Există o comunicare bidirecțională, deci nu este exclusiv dinspre mine către vioară și nici la fel exclusiv dinspre vioară către mine. Este o obișnuire reciprocă. Vioara ajunge în timp să se impregneze de sunetul violonistului care știe să o domesticească. Viorile Stradivari, mai ales, se spune și nu este foarte multă legendă aici, este foarte mult adevăr, se spune că sunt ca niște fiare neîmblânzite sau ca niște personalități foarte puternice. Tu, ca interpret, ca om, trebuie să le înțelegi înainte de a începe un dialog cu ele. Dacă vrei să vii să-ți impui punctul tău de vedere pe vioară Stradivari, de cele mai multe ori vei avea o problemă, fiindcă instrumentul nu-ți va răspunde. Acum este deja al patrulea an de când cânt pe acest instrument splendid și pot să spun că începe să ajungă la potențialul său adevărat. Atunci, în 2007, când am primit vioara, ea nu mai fusese cântată de foarte mulți ani și un instrument trebuie să fie cântat. Și nu cântat oriunde, ci cântat pe scenă. Această energie care se pune în cântatul pe scenă este cu totul alta decât cea pe care o utilizezi atunci când cânti pentru tine acasă. Sigur, maestru Ion Voicu a cântat pe vioara aceasta 50 de ani, a fost un lucru fenomenal și de asemenea o mare răspundere pentru mine să știu că îi urmez după atâta timp. Cine este Alexandru Tomescu atunci când nu este pe scenă sau când nu face muzică? Mie îmi place să cred că sunt un om cât se poate de normal și pe scenă și în afara ei și sunt așa cum mă vedeți. Ce faci atunci când nu faci nimic? Cum pierzi timpul? Să știi că asta este unul dintre sporturile cele mai extreme. E unul dintre sporturile extreme să pierzi timpul. Însă, din când în când îmi place așa o deconectare totală, în special de la aceste minunate și îngrozitoare aparate care sunt telefoanele mobile și internetul. Eu cred că atunci când ne
limităm de ele, când nu le mai folosim, ajungem să comunicăm cu adevărat cu oamenii cu care vrem să vorbim, de fapt. Eu cred că cel mai mare lux în ziua de astăzi nu este cel financiar, să ai sume nelimitate de bani, ci acela de a avea timp. Și acela de a avea timp să faci ceea ce îți place. În afară de pasiunea pe care o ai față de muzică, și aici meseria se confundă cu pasiunea, ce alte pasiuni mai ai? Cred de zis, sunt foarte multe. Una dintre ele e aceea de căutător, de explorator. Îmi place să caut ceva, fie că e vorba de, să zicem, un peisaj frumos pe care să-l fotografiez, fie că e vorba de o rocă, anume, într-o vreme colecționam roci și fosile și chiar umplam și căutam, aveam ciocan din acela de spart pietrele și chiar găsisem, s-a întâmplat. După ce am spart, cred că sute de pietre, am găsit o, nu mai știu, o scoică sau un melc acolo. Îți permiți răsfățul de a-ți dedica timp ție însuți? Încerc să-mi fac timp pentru mine însuși, încerc să îmi construiesc o listă de priorități. Fiindcă dacă eu vreau să fiu cel mai bun în ceea ce fac, trebuie să fiu foarte bine pregătit. Nu doar ceea ce privește studiatul la vioară, foarte bine pregătit din toate punctele de vedere. În clipa în care vrei performanță într-un anumit domeniu, trebuie să te pregătești exact ca un, nu știu, ca un atlet de performanță. Fiecare detaliu, fiecare gând pe care îl ai, contează în rezultatul final. Dacă nu am timp, îl fac. Ce înseamnă timpul de calitate pentru tine? Știi că există expresia asta, timpul de calitate, să ne petrecem un timp de calitate. Timpul de calitate e acea perioadă în care pot să mă dedic 100% unei acțiuni, oricare ar fi ea. Fie și spălatul pe dinți, fie și interpretarea ceaconei de Bach, fie și nu știu, o bere cu prietenii pe malul unui râu. Orice lucru în care îți poți da voie să fii tu însuți, fără niciun fel de constrângere și fără niciun fel de limită. Cum poate rezista prietenia în fața timpului? Știm foarte bine că timpul erodează prietenia. Cum reinventezi o relație de prietenie pentru a rezista timpului? Prietenii adevărați îi numeri pe degetele de la o mână. Eu cred că tocmai timpul acționează exact la fel ca în cazul vinului sau ca în cazul viorilor. Dacă este un vin bun, odată cu trecerea timpului, poate deveni încă și mai bun. Dacă era un vin prost din start, nu va deveni un vin bun niciodată, oricât timp ar trece. Vorbește, te rog, acum puțin despre oamenii care te-au format. Știu că printre primii oameni importanți în cariera ta, dar și în viața ta, a fost mama ta, prima ta profesoară de vioară. După cei 7 ani de acasă, cei 7 ani de vioară de acasă pe care i-am făcut cu mama mea, am intrat în clasa maestrului Ștefan Gheorghiu și i-am fost elev fidel peste 10 ani de zile. Am studiat cu dânsul foarte mult și dacă mama este cea care mi-a pus vioara în mâini, mi-a dat elementele de bază ale tehnicii, cu maestru Gheorghiu am intrat pe acest drum al devenirii artistice. Au fost numeroși alți violoniști cu care am lucrat, fie direct, fie pur și simplu i-am auzit și m-au impresionat prin ceea ce cântau. Și nu știu, Igor Oistrach, fiul celebrului David Oistrach, Ruggiero Ricci, legendarul violonist italian care și în ziua de astăzi, la 90 ceva de ani, cântă, predă, este un ghem întreg de energie și de muzică, Eduard Schmidt, profesorul cu care am lucrat în America mai mulți ani, Tibor Varga. În concluzie, cum ar trebui păstrată balanța între timpul acordat pasiunii și meseriei și timpul acordat celor dragi și prietenilor? Eu cred cu tărie într-un echilibru instabil, într-un echilibru dinamic. Pentru mine echilibru înseamnă pendularea între două extreme, adică perioade de pregătire intensă în care ziua de lucru începe la 8 dimineața și se termină la 1-2 noaptea și perioade în care telefoanele sunt închise și internetul nu mai există pentru mine.
Și între aceste două extreme există acea stare de echilibru.